Salut băieți și bine ați venit! Eu sunt Adel și vreau să vă prezint un nou episod din seria Coins fără FIFA Points. În urma feedback-ului foarte pozitiv pe care l-am primit de la episodul cu Flipping, unde v-am spus că aveți nevoie de un buget inițial de 100.000 de coins pentru a folosi metoda eficient și să faceți profit serios, azi vreau să vă prezint o altă metodă care vă va aduce foarte rapid la 100.000 de coins, dar să știți că nu este doar pentru cei care încep acum și vor să ajungă repede la 100.000 de coins, ci este pentru toate bugetele. Dacă aveți timp și răbdare, puteți să faceți 10.000 de coins cu metoda asta, foarte simplu. Mai ales pentru că este această perioadă cu Team of the Season so far și practic se îmbină cu metoda de League SBC Grind. Vor fi practic două metode într-una. De asta am și menționat în titlu că este Bronze Pack Method avansată. Rămâneți cu mine și în următoarele minute vă voi explica de ce e așa profitabilă și cum să o folosiți. Ok, ca să folosim metoda asta, avem nevoie de un buget inițial de 8.000 de coins din punctul meu de vedere, buget pe care dobândim foarte ușor din câteva meciuri de la Squad Battles sau Division Rivals, depinde în ce stadiu a jocului ne aflăm. Dacă ești jucător nou, te duci frumos la Squad Battles și mai ales că pentru primele 5 meciuri avem un obiectiv care te ajută cu 1.000 de coins pe meci, deci 5.000 de coins doar de acolo, foarte simplu. Dacă ești jucător existent, știi foarte bine că dai 2, 3, 5 meciuri de Rivals și ai făcut coins. Ok, după ce avem 8.000 de coins, am spus 8.000 pentru că avem un bronze pack costă 400 și practic cu 8.000 luăm 20 și e un foarte bun început, 20 de pack-uri e suficient pentru a începe metoda asta. Și anume, vorbim doar de bronze pack method acum, vă arăt mai târziu de ce am zis că e avansată. Bun, după ce dăm skip, găsim mai multe consumabile și jucători în pachetele astea bronze. Ideal ar fi să dăm, uite, am găsit încă un bronze pack. Practic, mai primim un bronze pack, 400 de coins, practic ne-am scos banii pe pachetul ăsta, de exemplu, în cazul de față, am scos banii pe pachetul ăla pentru că am primit altul. Dăm quick sell. Dacă nu ești jucător nou și n-ai nevoie de contracte sau nu-ți place vreun echipament de pe aici, poți să-i dai quick sell liniștit, da? Și ținem doar jucători. La jucători, metoda standard, în metoda standard, dacă nu, jucătorul nu face parte dintr-o echipă care e la League SBC, avem 12 League SBC, 12 campionate la League SBC. Dacă jucătorul nu face parte de la o echipă de acolo, pur și simplu îl bagi în club. Da? Îl bagi în club. Dacă face parte de la o echipă de acolo, și aici e diferența, și se dă, adică echipa din care face parte, de exemplu, e Real Betis, da? În Spania, care are mulți jucători gold, atunci bronze, jucătorii bronze și silver se vor da 6, 7, 800 de coins. Pe ei vindeți, da? Dar dacă cumva prindeți jucători la bronze care sunt de la Mönchengladbach sau nu de la Mönchengladbach, de la Paderborn sau de la Brescia sau de la Osasuna sau de la Mallorca, echipe care nu prea au jucători gold, atunci ăștia sunt umflați acum în preț. De ce sunt umflați? Vă arăt acum. Și acum, de asta am spus că e metoda avansată, pentru că practic sunt două metode într-una. Sunt League SBC Grind, da? Că te chinui să faci SBC-urile dintr-un campionat anume de la League SBC, și Bronze Pack Method, și le îmbin pe astea. Și anume, dacă mergem la Squad Building Challenges și mergem, eu mi-am pus câteva echipe, câteva campionate favorite aici, top 5, da? Veți vedea că eu m-am oprit la ultima echipă și asta fac majoritatea jucătorilor acum. În afară de Premier League, unde a venit al patrulea Team of the Season Maguire, cam asta e beneficiu, da? Știm că vom avea un Team of the Season la fiecare campionat de la League SBC, cel puțin din cele top 5 pe care care ne și interesează, da? Vom avea al patrulea jucător Team of the Season și majoritatea jucătorilor vor face chestia asta și acum focusul e acolo. Lumea se concentrează pe chestia asta. Și asta vă propun și vouă să faceți. Faceți SBC-urile, faceți echipele de aici. Aici și eu mai am încă o echipă, deci practic de la Premier League și de la Bundesliga și de la Liga, unde mai am 3 echipe, voi avea al patrulea jucător aproape gratis pentru că am făcut deja SBC-urile, da? Și atunci, când faceți Bronze Pack Method și prindeți un jucător de la o echipă care are mult silver și bronze, păstrați-l. Nu-l vindeți de data asta. Nu-l vindeți ca metoda normală. Metoda normală îi vindeai și pe aia, făceai profit 7.000 pe un jucător. Nu. De data asta, ține-l. Iar de cei care se dau cu 200, îi bagi în club și faci un bronze upgrade. Asta e încă o chestie care ne ajută
pe noi să facem League SBC. Faci Bronze Pack Method, jucătorii care nu se dau îi bagi în club și faci acest Bronze Upgrade, care acum e live încă 2 zile, dar îl aveam și înainte, da? Îl aveam și înainte aici. Dar îți dădea 2 jucători Silver, acum îți dă 3 jucători Silver, cel live, de la tabul de live, da? Și putem prinde un jucător foarte scump. Putem prinde jucători de la Brescia sau de la Paderborn care se dau cu 15.000. Și noi îi facem cu niște jucători bronz de care oricum nu avem nevoie. Și de asta facem, îmbinăm practic două metode. Da? E foarte ok. Asta cu silver, dacă aveți mult silver, adunați la un moment dat mult silver de care n-aveți ce face, puteți să faceți și silver upgrade, dar vă dă doar 4 gold non-rare. Dar sunt unele echipe unde și jucătorii gold sunt cum canaiba și poate merită, da? Dar în rest, în principiu, faceți bronze pack method. Mai fac o dată, poate prin ceva castană pe aici, să vă și arăt. Cei care prindeți de la echipele de la League SBC, ca să mă repet, îi băgați, îi vindeți, care au jucători gold. Deci echipele de la League SBC care au jucători gold, uitați că am prins și coins, îi vindeți. Cei care nu prea au jucători gold și au silver și bronz, îi țineți în club și îi folosiți la acel SBC. Ăsta se dă, poftim, ăsta se dă 300, 250, 200. Semn că s-ar da ăsta cu 200. Ar fi ok, dar eu nu o să-l folosesc, îi bag pur și simplu în club. Și acum, ca să fac și un exemplu cu bronze pack-ul, da? Am băgat destul în club de care n-am avut nevoie. Merg aici la live, bronze pack, bronze upgrade, pardon. Mergem și facem un bronze upgrade să vedem ce silver prindem. Poate prindem un silver dintr-o ligă. Dăm aici low to high ca să-mi dea pe cei mai ieftini. Nu voi folosi ligile care sunt la ligă, ligile de la Liga SBC, da, campionatele alea, nu voi folosi, deci folosesc Elveția, Japonia nu e, dar a fost ceva, hai că-l folosesc, a fost ceva SBC cu Japonia, așa, Japonia, o să mai verific japonezii ăștia, să fiu sigur că nu se vând cu ceva în plus, chinezii îi țin, pentru că poate se dă vreunul mai scump, mai ales acum că toată comunitatea vrea să facă acele SBC-uri irlandezi. Foarte, foarte mare grijă la irlandezi. Irlandezii au la tabul advanced 4 SBC-uri cu irlandezi și irlandezii faci cel mai mare profit de la bronze pack cu irlandezii. Și ăia chiar poți să-i vinzi pentru că nu sunt la League SBC. Și atunci faci profit, poți să vinzi cât un bronz de speaker, cât un bronz cu 8-10.000. Atunci practic ai deblocat alte 20 de pachete bronz pe care să faci profit. Bun. Așa, Austria și cred că mi-ajunge, nu? Și Mexic. Pot să folosesc și, uite, Anglia 4, de exemplu. Bun, și acum facem acest upgrade. Să vedem dacă avem noroc cu un silver dintr-o ligă tare de la o echipă. De la o echipă bună. Asta e bronze pack-ul pe care l-am primit gratis mai devreme. Deschidem și pe ăsta să vedem dacă prindem ceva. Aici ăștia sunt untradeable, cred, dacă nu mă înșel. Ba, nu, sunt chiar tradeable. Uite, China, verificăm. Vedem că e 200, nu ne interesează. Bun, băgăm în club jucătorii și restul vindem. Și acum deschidem și bronze pack-ul. 3 silver pe pack. Ideea e că aveam upgrade-ul ăsta, dar acum avem 3 jucători silver și sunt șanse mari să spice unul de care s-ar putea să ai nevoie. Practic te scutește să dai, uite, poftim Bell. Hai să vedem Bell cât costă, da? Bell de la Mainz. Bell și mai cum. Stefan Bell. Ok. Hai să vedem. Te scutesc de 10.000, poate 12.000, 15.000. Sunt silver care se dau și la 12-13.000. Hai să-l vedem pe Bell cu cât se dă. Cu cât ne-a scutit acum. Bell. Uite-l aici. Poftim. E un jucător care se vinde cu
3400, 3000 și un pic. Chiar 3400. Deci 3400 de coins. Ne-a scutit metoda de bronze pack. Ne-a scutit să mai cumpărăm un jucător de la Mainz ca să facem SBC-ul cu 3400 de coins. E profit. Pe oricum ai lua-o, e profit. Deci vă sugerez să faceți chestia asta dacă aveți timp și răbdare, faceți 10 sute de mii de coins lejer. Adică fără stres, nu stai să faci snipe, nu te chinui să faci absolut nimic. Pur și simplu, cumperi pachete și vin jucători. Cam asta este metoda. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentarii. Orice like și subscribe mă ajută foarte mult și aștept feedback ca la acel video cu flipping. Mulțumesc frumos și toate cele bune, să fie profit!